Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Berbec, astăzi vom face Berbec pentru săptămâna 40 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Berbec, ce vine către tine în săptămâna 40 decembrie. Berbec, ce te așteaptă în această săptămână? Berbec. Cinci de spade și visătorul. Spânzuratul și asul de foc, pajul de monede și steaua. La capătul setului de cărți, eremitul. Dragul meu Berbec, aici ai fost într-un blocaj din cauza unei persoane. O persoană care te-a rănit, care a trădat, care a vorbit orice vrute, nevrute, dar nu, căreia nu i-a păsat. Nici că trădează, nici că rănește. O persoană care trăiește în mintea ei și face doar ce vrea, nepăsându-i de nimic. Voi ați intrat într-un blocaj, dragilor. Aici este o pauză temporară pe care ați luat-o și ați reflectat la tot ce ați simțit în legătură cu această ceartă, trădare, minciună, acest om. L-ați îndepărtat pentru că în această săptămână blocajul dispare. Vine un as de un paș de monede care vă spune că v-ați învățat perfect lecția acestei trădări. Prin suferință, prin durere, prin lacrimi, printre rânduri ați citit această persoană și ați înțeles că norocul ține de voi, fericirea este la voi. Ați înțeles lecția și mergeți mai departe pentru că este o nouă etapă a vieții voastre. Aici ați avut de învățat o lecție, ați avut de învățat mai multe lucruri. Să vă iubiți, să vă acceptați și să vă respectați pentru că intuiția vă spune care persoană este bună pentru tine și care nu. La capătul setului de cărți este eremitul. Este timpul să meditezi, să stai în pace cu tine și să te gândești la tot ce a fost și să înțelegi că dacă o persoană te-a trădat, te-a mințit, te-a părăsit, este despre acea persoană, nu despre tine. Aici vei înțelege acest lucru și vei vedea viața ta cu alți ochi. După se vede regina de foc. Ați ieșit în propria citire. Vă reinventați în această săptămână, dragilor, și o luați de la capăt orice ar fi. Aici aveți visătorul. Aveți nebunul care este un nou start. Nebunul pleacă la drum fără nimic din trecut. Lasă aceste persoane false în urmă. Aici cad măști în această săptămână. Pentru Berbec este o săptămână de vindecare, de trezire, de ieșire din impas. Orice ați trăi este anevoios drumul. A fost până acum, dar aici v-ați învățat lecțiile. Comunicarea va fi mai deficitară. Nu veți mai lăsa la voia întâmplării nimic. Nu veți mai spune nimic, veți merge adânc în sufletul vostru și veți căuta răspunsurile în voi. Nebunul, după această clepsidră care s-a scurs, timpul a expirat. Vă dați un nou restart și mergeți cu putere înainte pe drumul vostru. Un nou început se arată la orizont, un nou start. O oportunitate fantastică pe care o aveți în această săptămână. Trebuie să fii optimist și curajos. Este timpul să iei acțiune. Este timpul să faci cu pasiune tot ceea ce îți dorești tu. Să mergi cu putere pe drumul tău pe care tu ți l-ai propus, spre care tu aspiri.
aici orice dorință îți pui se împlinește, pentru că ultima carte din această citire este Steaua. Este o dorință devenită realitate. Este un lucru magic care acum se scrie. Este o magie. Puneți-vă această dorință, acest nou început pe care vreți să îl aveți. Sunt trei cărți de început magice, cu o dorință împlinită. Un nou start, Asul de foc, care este un început pasional cu mult optimism și pasiune și creativitate, și Steaua. Steaua este împlinirea dorinței. Aici vă puneți dorința și ea se împlinește în această săptămână, 40 decembrie, va aduce o binecuvântare de la Univers, pentru că ați stat aici în tihnă, în meditație și ați meditat, ați evoluat spiritual. Aici vă redescoperiți pe voi, vă redescoperiți valorile voastre și începeți să învățați încet, încet drumul către inima voastră, să vă reinventați, să vă redescoperiți pe voi și să nu mai permiteți situațiilor, persoanelor din trecut să vă întristeze, să vă aducă suferință. Aici poate fi un vărsător, poate fi o persoană în zodie de pești, o fecioară, sunt multe persoane aici. Iar după se vede Regina de Foc. Știți ce vreți, v-ați întrebat corect ce aveți de făcut pe mai departe, v-ați răspuns, trebuie doar să treceți la acțiune, pentru că Universul își deschide toate căile în această săptămână spre un nou început. Poate fi un început pasional, poate fi și pe parte sentimentală cu o persoană în vărsător, în fecioară, cum am spus, sau în pești. Poate fi ceva pasional, ceva frumos, o binecuvântare trimisă de la Univers pentru voi. O săptămână de reinventare, de redescoperire a voastră. Vă întoarceți aici în sufletul vostru și vă creați propriul vis. Haideți să vedem și de aici o carte pentru Berbec, săptămâna 40 decembrie. E frumos pentru Berbec. Cineva extrem de încăpățânat nu dorește schimbare. Aici această persoană, această situație va persista, dar voi vă veți detașa total, pentru că voi vreți altceva, vreți un nou început, vreți o magie, vreți o reinventare, o însănătoșire a voastră. Persoanele care nu doresc să meargă la drum cu voi, le veți lăsa în urmă, dragilor, și veți merge către steaua voastră norocoasă cu planul vostru mai departe. Sunt multe persoane benefice care intră în această săptămână în viața voastră. Nuntă interioară, visați la un suflet pereche. Înflorirea ființei tale trece prin unirea femininului și masculinului din tine. Reechilibrare. Lași în urmă tot ce te împiedică aici, sunt piedici, situații și persoane care stau în calea voastră, pentru care poate într-un trecut mai îndepărtat v-ați sacrificat. Poate persoane pe care acum ați conștientizat că trebuie să le lăsați în urmă. Voi aici manifestați o nuntă interioară, un suflet pereche care acum vine. Puneți-vă intenția pentru că se poate materializa în această săptămână cu sufletul curat și vindecat. Aici este un curcubeu în chakra plexului solar. Este o magie. Aici este un opaiț, are o lumină interioară, acest eremit pe care o emană. Este ghidat de propria intuiție, de propriul suflet și știe în adâncul sufletului ce își dorește cu adevărat. Aici trebuie să co-creați, să vă puneți intenția, pentru că în această săptămână aveți parte de o magie. Vreau și din cele patru legăminte pentru voi o carte. Berbec, 40 decembrie, și să vedem ce vă transmite acest card. Nu interpreta nimic la modul personal. Adevărul tău personal îți aparține numai ție.
Opiniile și punctele tale de vedere reflectă legămintele pe care le-ai făcut, fiindu-ți caracteristice numai ție. Ele nu reprezintă adevărurile altor oameni, ci exclusiv adevărurile tale personale. Dragilor, aici lăsați în urmă toate aceste situații care nu vă mai aduc beneficii. Aici v-ați schimbat planurile și vreți o reinventare a voastră, o rebalansare a destinului vostru, o luare de la zero, un restart cu o persoană nouă, într-o casă nouă, într-o situație nouă. Aici puteți să vă schimbați inclusiv jobul, să mergeți către ceva creativ, către ceva frumos, către ceva care vă face plăcere, cu care să mergeți cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. O nuntă interioară, adevărul tău personal, care este doar al tău și îți aparține numai ție, îl știi, l-ai căutat, l-ai găsit, iar acum te reinventezi. O săptămână frumoasă, plină de magie, de noroc, o dorință care se împlinește și un start puternic către o nouă viață, către un echilibru fantastic al vostru. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!